Iată din nou un, un, timp pe care îl petrecem cu această ocazie specială, cu ocazia serbării sau cu ocazia celebrării Mesei Domnului sau a cinei, cum spunem noi în deopște. Mă gândesc la faptul că mulți dintre dumneavoastră sunteți de foarte mult timp în biserică. Poate unii sunteți de 20 de ani sau poate și mai bine de atâta și dacă ești de la creștin după Evanghelie, sau dacă ai fost la creștin după Evanghelie, ai celebrat cina Domnului în fiecare duminică. 52 de săptămâni pe an, în tot timpul ăsta, cred că ai fost, dacă ai vreo 20 de ani, de cel puțin 1000 de ori, la, ai participat la cina Domnului. Și texte așa multe în Biblie despre cina Domnului nu sunt. Și poate că frații care vorbesc din Cuvântul Lui Dumnezeu sunt repetativi, adică vin cu aceleași, aceleași gânduri. Și eram pus acum în postura aceasta să mă pregătesc pentru această ocazie și să zic despre ce o să vorbesc duminica. Și noi obișnuim să ne rugăm Lui Dumnezeu, sau sper că așa obișnuiesc toți frații care vin să vorbească despre Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea ceva, să ne dea un cuvânt, să ne dea un cuvânt pentru noi, să ne dea un cuvânt pentru adunare. Și de această dată m-am gândit la un text și când m-am uitat la textul acela, adică am primit textul acesta, să zic, din partea lui Dumnezeu, când am primit textul acesta din partea lui Dumnezeu, am zis, Doamne, nu văd conexiuni, nu văd legături, ce aș putea să vorbesc totuși din textul acesta. Și lui Dumnezeu, în bunătatea lui și în credincioșia lui, mi-a dat un mesaj pentru noi astăzi. Și privesc în felul acesta cu toată modestia, că dacă va fi un mesaj potrivit, va zidi inimile dumneavoastră, dacă va fi un mesaj bun, va fi un mesaj care să, cu care să mergeți acasă până la urmă urmă, da? Și nu va fi meritul meu. Va fi meritul lui, el este cel care inspiră, el este cel care ne dă tărie, care ne dă putere. Mă gândeam și la fratele Ion tot timpul acesta, pare el așa înalt, destul de stabil așa, când te uiți la el, pare inabordabil, dar să știți că e un suflet foarte sensibil, nu în sensul al cuvântului, în sensul bun al cuvântului. Domnul să-l binecuvânteze. Mă bucur să slujesc împreună cu el. Rugați-vă pentru noi. Domnul să ne dea putere, să putem să mergem înainte. Nu e atât de ușor și când spun că nu e atât de ușor, nu e că mă plâng de lucrul acesta sau de vreo ceva. Caut soluții, ca și dumneavoastră. Caut soluții la toate problemele acestea care apar, ca un om simplu, vreau să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Și îmi doresc ca și în cei pe care îi slujesc să văd această dorință de a te apropia mai mult de Dumnezeu. Iată o ocazie, iată încă o duminică în care să te apropii mai mult de Dumnezeu. Și vreau să citesc textul acesta care se găsește în 1 Corinteni, în capitolul 10 de această dată, de la versetul 14 la versetul 22. Vă rog să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu care spune așa. De aceea, preobiți mei, fugiți de închinarea la idol. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singur ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceleași, din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup, cei ce, jerfe, ce, ce mănâncă jerfele nu sunt ei în părtășire cu altarul? Deci ce zic, ce zic eu? Că un lucru jerfit este ceva sau că un idol este ceva? Din potrivă, eu zic că ce jerfesc neamurile jerfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în părtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor sau vrem să întărtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Un cuvânt care, în primă fază, a scos în evidență niște accente pe care ar trebui să le punem noi atunci când participăm la această masă. Sunt câteva accente foarte importante și aș vrea să fie un subiect de meditație pentru dumneavoastră ca ori de câte ori ne adunăm la această, la această lucrare sau la această masă să punem accentele acelea care într-adevăr merită. Accentele acelea care, pe care ar într-adevăr să ne focusăm sau pe care ar trebui să ne bazăm până la urma urmei. Și spunea fratele și mi se pare interesantă afirmația că atunci când participăm la această lucrare, prin ea, prin lucrarea aceasta avem viață. Și într-o mare măsură zic eu că este adevărat lucrul acesta, din punct de vedere practic. Adică, de fiecare dată când te apropii de această masă, tu nu te apropii de o, de o, pură simbolistică. Da? Masa Domnului sau cina nu este pur simbol, da? ci pur și simplu este o împărtășire. Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, o să vedeți că Apostolul Pavel face recurs la unirea noastră prin împărtășire cu Domnul. Și nu spune acolo că paharul acesta binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu spune că e un simbol sau că ci el este împărtășirea, nu cu simbolul, ci cu sângele lui Hristos. Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos. Pur și simplu există, dacă vreți, o unire tainică sau o unire spirituală da? cu Hristos. În momentul acesta, în momentul în care vom participa la această lucrare, noi ne împărtășim în chip spiritual cu Hristos. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Vreau să spun că există o împărtășire, dacă vreți, pe orizontală și una pe verticală. În momentul în care mă apropii de, de, de trupul și de sângele Domnului, da, există acolo o, o unitate intimă pe care mi-aș dori să pun accentul în momentul în care mă împărtășesc. Și unitatea aceasta intimă cu Hristos se regăsește într-un mod deosebit în această lucrare, dar ea trebuie să se regăsească de fiecare dată când ne apropiem de Hristos. Aș vrea să să, să, să reușesc prin acest mesaj să ne ducem cu toți cu gândul la ideea că de foarte multe ori în rugăciunile noastre sau împărtășirile noastre cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, suntem foarte distanți. Nu suntem atât de intim. A, chiar conștientizez că atunci când vin înaintea lui Dumnezeu, Hristos este prezent, chiar îl simți pe Hristos și când spun că îl simți, nu perceput la nivel fizic, da, de trup, chiar îl simți pe Hristos în inima ta, chiar îl simți pe Hristos uh, cu Duhul tău, chiar vibrează ființa ta în momentul în care te întâlnești cu Hristos. Uh, vedeți dumneavoastră, cartea Apocalipsei pune iarăși un accent pe relația noastră cu Hristos și am, am mai adus uh, argumentul acesta în discuție. Spune Domnul Iisus Hristos, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide, eu voi intra la el și ce voi face? Voi avea cea mai frumoasă unire, cea mai frumoasă unitate, cea mai frumoasă părtășie. De foarte multe ori, pentru că suntem abuzați de cotidian, suntem abuzați de problemele noastre, suntem abuzați de situațiile în care suntem. Devenim superficiale în rugăciune. Devenim superficiale în intimitatea noastră cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă în momentul acesta sau în momentele acestea sau cu ocazia acestei sărbători să devenim mai intim cu Isus Hristos. Adică să ne împărtășim cu El. Da, știu, există o încărcătură simbolică. Cred în lucrul acesta. Rodul viței, arată sau ne, ne, îndreaptă sau ne direcționează spre sângele nevinovat curs pentru noi păcătoși din trupul Domnului Iisus Hristos. Ne direcționează, ne poziționează într-un mod corect. Într-adevăr, pâinea aceasta reprezintă trupul lui Iisus Hristos care a fost frânt de durere pentru noi păcătoși. Și într-adevăr, punându-se în fața ochilor noștri această imagine, noi ne gândim la ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Dar în același timp, noi ne împărtășim cu aceste elemente. Adică, în chip tainic, ne unim cu Hristos pe verticală. Și există, dacă vreți, și în această lucrare semnul acesta al crucii, în sensul că noi nu ne unim doar pe verticală, ci ne unim și pe orizontală. Iisus Hristos, când a venit pe pământ și citea fratele foarte bine, a dorit această unitate între ucenici, ca model a unității care este în Sfânta Treime până la urmă. Da? persoanele, cele trei persoane din Trinitate care sunt inseparabile. Și a dorit această unitate să o reverse și peste noi. Și și-a dorit ca această iubire să vină și peste noi. Și iubirea aceasta să fie, poate, într-un mod mai deosebit trăită în momentele acestea. Punând accent pe împărtășirea Domnului Iisus, cu, domnul, cu, trupul Domnului Isus Hristos și cu sângele Domnului Isus Hristos, punem în același timp accent pe împărtășirea, pe părtășia pe care vrem să o avem în locul acesta. De aia insistă la un moment dat Apostolul Pavel, dacă o să vă uitați în capitolul 11, pe faptul că în Corint erau niște disensiuni. Dar erau niște lucruri care nu trebuiau să fie. Fiecare când venea la această părtășie, venea într-o stare de tensiune și spune Apostolul Pavel, când vă adunați, nu vă adunați ca să vă faceți mai buni, vă adunați ca să vă faceți mai și Nu-i bine. Pentru că e total sau e invers sau e uh, în antiteză cu dorința Domnului Iisus Hristos pentru noi. Că atunci când venim și participăm la această lucrare, să ne aducem aminte că între noi trebuie să existe unitate. Că între noi trebuie să existe iubire. Că între noi trebuie să existe acceptare. Știți ce, știți ce greu ne e câteodată să, să ne acceptăm unii pe alții? Suntem atât de diferiți. Suntem atât de diferiți. Uh, greu găsești doi oameni care să zic domnule, ăștia Zici că sunt ca două picături de apă. Nu poți să-i deosebești. Greu găsești. În relația de cuplu, te uiți la copiii tăi și noi ne mai lăudăm, știți? Zicem, uite, îl seamănă cu maică sa sau uite, îl seamănă cu taică -sul. Și ne alintăm așa unul pe altul, uite, parcă are nasul lui tata și ochii lui mama și mai știu eu ce, da? Dar atât de diferiți și copiii noștri. Dumnezeu nu caută să ne niveleze pe toți la această masă. Da, Rămâneți așa diferiți cum sunteți. Nu ne cheamă să, să ne, știți, ca un buldozer în acela care nivelează orice fel de imperfecțiune. Nu e asta chemarea pe care o face. Și să existe această unitate în diversitate, dar fără să pun accente la care s-ar putea gândi unii, unii acum. Da? Cei păcătos trebuie să zicem că e păcătos. Cei sfânt trebuie să zicem că e sfânt. Cei binecuvântați din partea lui Dumnezeu trebuie să spunem că e binecuvântat din partea lui Dumnezeu. Dar în toată diferența aceasta, Hristos prin această masă ne cheamă la unitate. Ne cheamă la, la părtășie până la urmă. Și eu îmi doresc ca de fiecare dată când vin în locul acesta și gândesc în felul acesta, mă gândesc la dumneavoastră ca la o familie. Poate zice, da, spui tu cuvinte mari, că ți ușor să spui de acolo. Nu, exact în felul acesta. Mă gândesc că la o familie. Când suferiți dumneavoastră, sufăr și eu. Când plângeți dumneavoastră, plâng și eu. Când vă văd apăsat, mă simt și eu apăsat. Când sunteți dumneavoastră bucuroși, mă bucur și eu. Și ce mare lucru să ajungi să depășești ideea aceasta că dacă unul propășește sau îi merge bine, da? Și domnule, merge mai bine ca mine. Să fii în ciudat la un moment dat. Trebuie să fac și eu ceva. Uite cum îi merge mai bine la ăsta. Nu să te bucuri de faptul că fratele lui tău îi merge mai bine și să găsești printre cuvintele pe care îi le spui și niște cuvinte de laudă. Domnul, să te binecuvânteze. Mă bucur că îți merge bine. Există această părtășie pe care vrem să o avem. Sau când îl vezi că e în suferință, sau când îl vezi că e căzut, sau când îl vezi că e apăsat, să te apropii de el și să spui, mă, îmi pare rău prin, de situația prin care treci. Vreau să mă rog pentru tine. Nu simt la fel ca tine pentru că poate n-am trecut niciodată pe acolo. Dar vreau să intru în această suferință pe care o ai și tu, să mă, cumva să mă, să mă contopesc cu suferința ta și să mă identific cu suferința ta. Și în felul acesta să mă pot ruga mai bine. Pentru că te rogi mai bine atunci când simți cu suferința fratelui. Când simți cu apăsarea fratelui. Accentele de la masa Domnului poate să fie accentul acesta pe împărtășire. Pe împărtășirea noastră unii cu alții și împărtășirea noastră cu Hristos. În același timp, în versetul 21, dacă v-ați uitat, în textul pe care l-am citit sau l-ați ascultat, Uh, o să vedeți că mai cade un accent pe exclusivism. Versetul 21. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Și aici mi-am adus aminte de un verset care, cu care rezonează atât de bine textul acesta. Exod, capitolul 20, versetele de la 3 la 6. Și așa, dați-mi voi să citeți mai multe cuvinte din Scriptură în dimineața aceasta. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închină înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiurea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al milia neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Exclusivismul acesta o să-l găsesc presărat de-a lungul întregii Biblii. În Iacov, în capitolul 3, cu versetele de la 10 la 11, spune cuvântul Domnului, din aceeași gură ies și binecuvântare și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Există o zonă de exclusivism la care ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Oare din aceeași vână a izvorului ținește și apă dulce și apă amară? Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne cheamă ca atunci când participăm la această masă să ajungem în locul acesta având o trăire anume. Am văzut că sunt mulți oameni care au, pun, dau, dau accente fariseici, să zic așa, la un moment dat, aceste lucrări, gândindu-se că dacă fac ceva sau împlinesc ceva, sau dacă își iau trei zile de post, cum spunea cineva, domnul, eu când mă apropii de cineva, domnule, mi-au trei zile de post, mă, practic și abstinența aceasta de la, de, la, de la, relația intimă cu soția, și avea mai multe chestii prin care el se pregătea pentru uh, lucrarea aceasta. nu a zice eu că e neapărat rău să faci lucrul acesta. Dacă ai hotărât în inima ta să faci lucrul acesta, fă pentru tine și pentru relația ta cu Dumnezeu. Și Dumnezeu te va binecuvânta, mă gândesc. Dar în același timp, N-ar trebui să ajungem până în punctul acela în care să credem că dacă facem ceva, Dumnezeu ne va binecuvânta într-un mod deosebit. Sau să credem că pe unii va binecuvânta în funcție de felul în care au trăit în săptămâna respectivă sau în lunile care au trecut. Ci pur și simplu trebuie să ne gândim că. La masa aceasta suntem primiți doar prin Harul Lui Hristos. Și mă rugam la rugăciunea aceasta de cauze și îl rugam pe Dumnezeu să mă ajute să mă poziționez într-un mod corect față de această lucrare. Și spune Biblia într-un loc că inima se hrănește prin Har. Adică prin îndurare, prin mila Lui Dumnezeu. Eu când întind mâna și iau parte la această lucrare, spun răspicat că n-am niciun merit pentru aceste lucruri. Nu, nu pot să fac nimic să merit sângele Domnului sângele Domnului Iisus Hristos curs pentru mine. Nu pot să fac nimic să merit trupul Domnului Iisus Hristos care e reprezentat prin pâinea aceasta. Nu pot să fac nimic, n-am niciun atribuție, n-am nicio contribuție. Dar în același timp, spune Apostolul Pavel că luând parte la lucrarea aceasta, nu pot să iei parte oricum. Pentru că Dumnezeu cere din partea noastră, dacă vreți, o atenție la detalii. Și când spun atenția aceasta la detalii, nu vreau să mă contrazic. Pur și simplu, când vezi ce a făcut Hristos pentru tine și pentru viața ta, a trebuit parcă să te, să te entuziasmezi în așa fel încât să trăiești altfel. Vreau să vă citesc un, un verset din, din Luca 16, care mie mi-a plăcut în mod deosebit și în care cred. Spune cuvântul Domnului, iar tot vorbim despre această linie a exclusivismului. Capitolul 16, cu versetele de la 10 la 13. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Întrebare, da? La care ar trebui să medităm fiecare dintre noi. Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va încredința ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci va... Căci sau va ură pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesucotii pe celălalt. Și iarăși, și acum vine în mod concret Biblia și spune, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și Apostolul Pavel, când aduce în discuție tema aceasta a exclusivismului, vorbește despre societatea uh, grecească în care se aflau corentenii și care era politeistă, adică în care erau mai mulți Dumnezei. Uh, unul credea că Poate ar trebui să aibă o afecțiune mai mare de, de față de ploaie. Și atunci își crea un zeu în direcția aceasta. Unul îi se părea că pământul e important, da? Că nu contează atât de mult ploaia. Și atunci își făcea un Dumnezeu în direcția aceasta. Și era societatea grecească împărțită într-o grămadă de Dumnezei, da? Chiar Apostolul Pavel, când intră acolo, în, în, la ei acolo și se uită Zice, pe când mă plimbam prin cetatea voastră, am văzut că vă închinați la tot felul de Dumnezei. Și, într-adevăr, societatea grecească era împărțită, da? Și Apostolul Pavel vine și le zice, la voi nu trebuie să fie așa. La voi nu trebuie să fie așa. Și când m-am uitat la textul acesta, m-am gândit, bun, și eu să le spun la frază că nu mai există zeie. Oamenii nu mai cred în niciun Dumnezeu acum. Da? ajuns la extrema cealaltă, da? Sunt mulți care se declară și zic eu sunt ateist. Am văzut musulmani sau cel puțin cei care vin din țările musulmane și au zis, eu sunt ateist. Adică n-am niciun Dumnezeu. Greșit. Până la urmă urmei, diavolul e șiret, așa cum spunea cineva, și a luat statuetele și a luat toate interpretările acestea grafice ale zeilor, dar le-a mascat atât de bine încât câteodată inima noastră ne este prinsă de ceva. Da? Și spune Apostolul Pavel chiar în, primele versete, spune De aceea, preiubiții mei, concluzionând până la urmă, fugiți de închinarea la idul. Poți te mai închin la idul în secolul 21. Oho, și încă cum? Să, încă avem idolii noștri, avem tabieturile noastre, așa cum spuneam altădată, avem lucrurile de care inima ne lipită și de care nu le putem da drumul. Eu, care stau înaintea dumneavoastră, nu vreau să mă prezint ca un sfânt. Am problemele mele, am situațiile mele, am fronturile mele deschise. Îs lucruri în care poate sunt falimentar și am nevoie de intervenția lui Dumnezeu, și fac pași în direcția aceasta, și caut să mă sfințesc, caut să îmbrățișez acest exclusivism la care, la care mă cheamă nu numai lucrarea aceasta, ci viața trăită înaintea lui Dumnezeu. Vă îndemn pe această cale. Nu vă lăsați copleșiți de păcate, nu vă lăsați copleșiți de anumite probleme pe care le aveți fiind va lipită poate inima de ceva anume. Și haideți că atunci când ne apropiem de această lucrare, să ne dorim, așa cum spuneau și primii creștini, că atunci când ne apropiem de această lucrare să ne facem sau să ne dorim să ne facem mai buni. Domnul să ne ajute în direcția aceasta. Accentul să cadă pe uh, exclusivinta. Accentul să cadă, dacă vreți, până la urmă urmei, pe detalii. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, dacă îl iubești pe Dumnezeu, uh, vei lucra în detalii. Și spune la un moment dat autorul epistolei către evrei, voi nu v-ați împotrivit încă? Până la sânge, spune cuvântul lui Dumnezeu. Împotriva a ce? A păcatului. Adică... Uh, poate privind la viața ta și privind la viața celor din, din jurul tău, comparându-te cu ceilalți din jurul tău, zici mă, sunt un creștin destul de ok. Uh, mai postez o, mai postez postez ocazional, mai uh, îmi vine acum să zic postez, dacă e la, e la, uh, la mod acum să postez câte ceva. Uh, mai postez ocazional, mă mai rog ocazional, uh, vin la biserică în fiecare Dumnezeu, contribui la lucrarea lui Dumnezeu, uh, vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu, duc o viață cât de cât morală, nu fumez, nu beau, nu curvesc, nu, fac, nu vorbesc urât și uh, uitându-mă la mine și comparându-mă cu ceilalți oameni și comparându-mă cu frații din biserică până la urmă, stau destul de bine. Dumnezeu te cheamă în dimineața aceasta și nu numai prin cuvântul său, prin cântările pe care le cântăm, prin poeziile pe care poate le auzi uh, cu diferite ocazii. Dumnezeu te cheamă la exclusivismul acesta uitându-te în detaliu la viața ta. Și dacă îl iubești pe Dumnezeu, caut să fii credincioși, credincios în lucrurile mici credincios în cele mai mici lucruri. Și atunci Dumnezeu spune că îți va încredința adevăratele bogății. Și am văzut lucrul acesta. Cu cât te disciplinezi mai mult, cu, cu cât te adâncești mai mult să vezi cum trăiești sau cum ți viața înaintea lui Dumnezeu, cu cât cauți să, să fii mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult vei experimenta din binecuvântarea lui Dumnezeu. Și vom face lucrul acesta de dragul lui Hristos, nu de frica iadului, de dragul lui Hristos ne vom apropia de El. Un alt lucru și un alt accent pe care Aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră, se găsește în versetul 22 și mi se pare interesant modul acesta în care vorbește Biblia despre Dumnezeu, Dumnezeu care se raportează într-un fel anume la noi. Versetul 22. Sau vrem să, să întărtăm pe Domnul la gelozie. Suntem noi mai tari decât El? Gelozie la Dumnezeu? Dar gelozia până acum, eu am auzit că e un lucru rău. Dumneavoastră cum ați auzit? Da? Domnule, să ai o, o, o săție gelosă sau să ai un sos gelos, e starea aceea psihică precară, aș zice la un moment dat. Când n-ai încredere în partenerul tău de viață, ți se pare la un moment dat că face nu știu ce gesturi, că merge unde, că întârzi, că îl sunt din două, gelozie. Cam așa, cam așa ar, ar fi să traduc eu gelozia în termenii noștri. Dar vine Biblia și spune că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Ce înseamnă gelozia aceasta? E că odată ce ai hotărât sau ai jurat credință, ai trebuit să te de lucrul acela. Și stăteam și mă gândeam chiar astăzi dimineață la faptul că tu ca Dumnezeu este Dumnezeu. Dumnezeu când el nu umblă pe bășbuite cu privire la noi, Oare de ce n-a venit la rugăciune? Oare nu se întreabă. El nu pune întrebări ca să afle informații. Dar Dumnezeu nu pune întrebări ca să afle informații. El știe toate lucrurile. Te vede unde ești. Te Cunoaște de a fi rapăr, pătrunde și știe tot interiorul tău. De Dumnezeu nu te poți ascunde, da? Dar aș vrea să te întreb ceva. Și poate să fie dur lucrul acesta și îmi iertați duritatea din cuvinte. Ai vrea să-ți împarți soția cu cineva, cu un vecin, da, la un moment dat. Vrea să-ți împarți soțul cu cineva anume? Cât de mult ai da? Cât, cât, cât de mult ai, ai, ai face parte din partenerul tău de viață? Cât ai vrea să fie? a celui de lângă tine. Întrebare la care vreau să vă meditez, med, vreau să meditați. Știu că e dură. Dar puneți-vă în locul lui Dumnezeu. Da? Încercați să, vă, să, aveți o perspectivă a lui Dumnezeu cu privire la noi. Cam cât ar trebui să dea Dumnezeu din tine lumea acesteia sau diavolului? Cât, cam cât din tine ar trebui să te, cu cât din tine ar trebui să te împartă cu diavolul? Cam, cu, cam care credeți că ar fi răspunsul lui Dumnezeu? Zero. Dumnezeu nu împarte, nu vrea să te împartă cu nimeni. De aia e un Dumnezeu gelos. De aia cere uh, că la un moment dat să fii plin de pasiune pentru El. Uh, de aia vrea să vadă Dumnezeu la un moment dat că și atunci când păcătuiești, îți pare rău și vine înaintea Lui și spui, Doamne, îmi pare rău. Îmi pare rău că am căzut, îmi pare rău că am păcătuit, îmi pare rău că n-am -am umblat cu credincioșie. Și când spun lucrurile acestea, lucrurile acestea sunt biblice. La un moment dat vorbește despre Dumnezeu, despre Israel, ca despre uh, o femeie de muravuri ușoare care... Uh, Prea curvește sau curvește, da? Prea curvește, cred că mi mai potrivit, da? În sensul că Israel era angajat într-o relație cu Dumnezeu. Și la un moment dat, pur și simplu, ajungea să se închine cu uh, idolii celorlalte popoare. Și renunța cu ușurință la Dumnezeu. Și de, de aia vreau să atrag un, un, un semnal de, de alarmă în locul acesta și vreau să accentuăm aspectul acesta al pasiunii. Aș vrea să ne întoarcem și să ne gândim la cât de pasionați suntem noi față de Dumnezeu. La cât de împărțiți suntem noi în relația noastră cu Dumnezeu? La cât de mult îl iubim noi pe Dumnezeu? La cât de mult suntem uh, dispuși să sacrificăm pentru Dumnezeu? Vreau să mă mai pun în, în fața unei situații. Dacă sunt un soț iubitor, da? Uh, când vei intră salarul, cam cât ați fi dispus așa să-ți dați nevestie dacă are nevoie? Sincer acum, da? Îți intră salarul și... cât îți cere, nu? Dacă ești un soț iubitor, mai cere, spune problema care o are și cât îți cere, cât trebuie, cât e nevoie, nici nu te gândești la lucrul acesta. Îți pare rău că e dat după ce e dat? Nu îți pare rău. De ce? Pentru că o iubești. Dacă soția ta lucrează și primește și ea ceva și la un moment dat rămâi tot fără bani, da? Și zici, Bă, nevastă, uite, sunt în situația aceasta. Cam cât îi da soțului tău? Pentru că îl iubești. Cât îți cere, nu? Cam cât ar trebui să dăm noi lui Dumnezeu? Sau cât ar trebui să... să cre... E una să-i să, să dai nevestei, nu? Niște bani și alta să-i dai la altcuiva. Că vine el de pe unde și... Na. Te gândești un pic mai... Ești mai restrâns. Punga mai, mai închinsă, da? Dar când vine vorba de partenerul tău de viață, dă -i... Tu ce ai ce să zic, până la urmă Dar vină și până jos și ajută-mă cu copilul. Mai vine soția de pe unde vine, da? Și zice, vină și mă ajută cu copilul. Și eu sunt -o, -o obosit, abia venit de la lucru, da? Ce o să fac în momentele cele? Păi descurcă-te singură. Nu, a trebuit să fac ceva, să mă duc în direcția respectivă, chiar dacă mi-e greu. Și mi-aduc aminte de momentele în care uh, o, o curtam pe soția mea uh, și spun, o curtam că... Uh, poate o mai scăzut curtarea aceasta, curtare pe care o încurajez să fie perpetuă și continuă. Ar trebui tot timpul să caut să scuceresc soția, da? Și mi-aduc aminte că în momentele cele eram în stare să... Unde? Ești în America? Vin după tine, nu e nicio problemă. Pe... N-am mijloc, pe jos. Vin pe jos. În not, în not, da? Deci vreau să vă spun că Există un mod în care te raportezi la Dumnezeu. Trebuie să ai o pasiune față de Dumnezeu. Cât ești dispus să faci față de Dumnezeu? Dumnezeu se simte cel mai bine și cel mai proslăvit în momentul în care tu îl iubești, în momentul în care tu ești pasionat, în momentul în care tu te desfeți, spune cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care Dumnezeu ți-i de ajuns să poți să spui lucrurile acestea. Ca și cum spunem, iarăși fac un recurs la parteneriatul care îl avem între noi, da? ca soși, soție, da? pur și simplu, măi nevastă, tu mi-ești de ajuns, nu mai am nevoie de nimic. N-am pâine, nu-i problemă. nu e problemă, dar dacă, dacă sunt cu tine, pot să trec prin orice. La fel, această relație ar trebui să fie, poate, la un nivel mult mai mare când vorbim despre Dumnezeu. Să spui, Doamne Dumnezeule, Tată, Doamne Dumnezeule, Fiule, Doamne Dumnezeule, Duhule Sfânt, Tu mi-ești de ajuns. Te am pe tine, am totul și să reușești la cina Domnului să intri în această, să pui accentele acestea, să intri în intimitate cu Dumnezeul tău. Atunci când te rogi să-i să simți prezența, atunci când Dumnezeu îți spune eu nu vreau să te împart cu nimeni altcineva pentru că sunt un Dumnezeu gelos, să pui accentul pe exclusivism, să-i dai într totul lui Dumnezeu viața ta. În momentul în care Dumnezeu îți cere să faci greu, da, ceva greu, pur și simplu cu pasiune să-i răspunzi, da, Doamne, Tu mi ești de ajuns. Domnul să ne binecuvânteze. Că atunci când vom lua parte la această lucrare, să punem accentele acestea pe lucrarea pe care ne care ne stă înainte. Să ne bucurăm de această părtășie, să venim toți, dar nu din perspectiva vreunui merit propriu, ci din perspectiva a ceea ce a făcut Hristos pentru noi, lăudat și slăvit să fie numele Lui. Amin.